Lucian vreau să ajungă pe și acum două... Am auzit de la Ioan Cuclea. Da. Sunteți haretistă ca și mine. Extraordinar. Ce mică este la vedeți? Noi suntem colegi de... Deci, doamna Simona, iată-te din nou în fața dumneavoastră. Mă gândesc la anii din urmă, 13, 14 ani. 15. 15, când erați o fetiță. Mă rog. Exact o fetiță în postura și pe funcția de atașat de presă. Astăzi se află la Washington, la legatul ambasadei română de la Washington, o altă domnișoară, domnișoara Ilinca Ilie. Bine, este mult mai crenguță, dar tot cam așa arătați la vremea aceea. După care v-am întâlnit de-a lungul vremii în postura de consilier prezidențial și erați și, cum spunem noi români, Gheorghe I a domnului președinte, a fost președinte Iliescu. Iar mai târziu, cu vizita în România, v-am găsit la Cotroceni și iată-te astăzi în excelenta postură de excelență ambasadoare a misiunei permanente care reprezentați România. Spuneți-ne câteva vorbe, dar să fie din suflet. Întotdeauna vorbele mele sunt din suflet, pentru că mă cunoașteți foarte bine și mai ales cu un om atât de cald ca și dumneavoastră, care de atâta amar de vreme promovează România în felul dânsului, ca un artist absolut special, nu pot decât să vă vorbesc din suflet. Da, m-ați cunoscut în diverse etape ale carierei mele profesionale. La Washington nu eram o fetiță, eram deja mama a doi copii, dar eram o fetiță din punct de vedere diplomatic. Eram la începutul carierei mele diplomatice, care după aceea, într-adevăr, a înflorit. E adevărat că a însemnat foarte multă muncă, a însemnat un devotament total pentru reprezentarea României și astăzi, într-adevăr, sunt foarte onorată să reprezint România la cel mai important forum mondial de reflecție și de soluționare a problemelor lumii, la ONU. Deci, ce pot să vă spun decât că nu voi face decât ceea ce am făcut de la bun început încă de acum 15 ani. Să muncesc enorm, să mă dedic cu energie, cu entuziasm, cu dragoste, cu devotament cauzei României și reprezentării intereselor ei. Și să fac o diferență, pentru că chiar cred că România la ora actuală poate să fie și este reprezentată cu grație, cu eleganță, cu decență, cu inteligență, cu pragmatism și cu echilibru. Pentru că, practic, înțelepciunea populară românească poate să fie răspândită și în cele mai înalte formuri ale lui. Deci, eu, ca reprezentant al Comității Român-Americane, vă urez o carieră strălucită, multă sănătate, dragoste familiară și dragoste pentru noi și țara. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Mă inspirați și dumneavoastră în acest sens. Să rămână! Bravo! Petru, cum ai spus că pozăm? Să funcționați în cadrul misiunii permanente în New York, în Statele Unite. Cum ați primit vestea de acasă, de la superiorii dumneavoastră? Vestea n-a fost... Și când ați primit-o? Vestea în sine a venit ulterior participării la un concurs și a venit sub forma rezultatului acestui concurs. Deci să spunem că nu a fost neapărat o... providență. Okay. Dacă tot ne-ați destinit, cum ați ajuns? V-aș ruga să vă și prezentați, pentru că audiența noastră va trebui să afle cine se află în fața camerei de la vedere. Deci, sunteți? Alexandra Dedu, secretar 3 la misiunea permanentă la ONU. Acopăr prioritar subiectele economice și financiare la activității onusiene și sunt atașată de presa misiunii. Deci vă mulțumim mult de tot și vă urăm succes în carieră. Și eu vă mulțumesc. Să ajutați fidel pe doamna Simona Miculescu, care o cunoaștem de viață. Ziua, așa cum am aflat mai înainte, v-ați prezentat în grup, dar mi-aș dori să vă prezentați și personal în fața campului, ca să știe audiența. Deci, sunteți domnul? Mă numesc Alexandru Cornea și în cadrul misiunii permanente a României la ONU
mă ocup de problematica legată de Consiliul de Securitate, activitatea Consiliului de Securitate, rezoluțiile adoptate, în special dosarele africane, dosarele asiatice, dosarele legate de neproliferarea nucleară. Când ați ajuns pe terenul american? Acum sau mai multe vreme în urmă? Primul contact cu America l-am avut în urmă cu 12 ani. În acea vreme eram bursier la Centrul Marshall din Germania și am făcut o study trip de circa 10 zile la New York și Washington. Aceea a fost primul meu contact cu okay. Și astăzi, America. Din nou, ați revăzut continentul american în postura oficială de ambasador, ceea ce vă aduce lauri și mulțumită sufletească și profesional, right? Da. Să vă ajute Dumnezeu și să aveți o carieră frumoasă. Mulțumesc. Li s-a spus să nu zică cheese, să zică money. Unde zâmbim? În câte părți? În general. Romania! Romania! Și trebuie să ne dăm mâna așa și să o dați cu drag. Vedeți că au văzut și pe 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 și Dacă l-am văzut în ceremonie.